Doamnelor și domnilor, este ora 11. Bună dimineața, bun găsit! Bătaie generală într-un club din Sibiu. Incidentul s-a petrecut după miezul nopții, chiar în timp ce cântărețul de manele Țancă Uraganu susținea un concert în interiorul clubului plin de petrecăreți. Nu a durat mult până când atmosfera a devenit una tensionată, iar poliția și-a făcut apariția. Mânați de aburi alcoolului, două grupuri din orașele Mediaș și Sibiu au început o bătaie în toată regula. Ca totul să nu degenereze și mai mult, a fost nevoie de intervenția mascaților, dar și a mai multor echipaje de poliție. Oamenii legii au deschis acum o anchetă. Tragedie pe litoral, un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit înnecat. Turiștii au fost cei care au făcut descoperirea și au fost primii care au sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns echipajele de scafandri, o embarcațiune, dar și medicii SMURD. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost extras din apă de către echipajele de prim ajutor și a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. În acest caz a fost deschisă o anchetă, în urma căreia se vor stabili cu exactitate cauzele decesului, dacă acesta s-a necat sau dacă a fost un gest extrem. Tragedie în Duminica Floriilor, în județul Constanța, pe raza localității Sinoe. Un tânăr de numai 21 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident deosebit de grav. Din primele informații, se pare că tânărul aflat la volanul unei decapotabile s-a izbit violent de un stâlp și s-a răsturnat. În urma impactului, acesta a decedat. La fața locului au ajuns un echipaj de poliție și un echipaj medical. Din nefericire, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru tânărul de 21 de ani. Polițiștii au întocmit un dosar penal și fac cercetări acum pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului. Un nou parc s-a inaugurat în sectorul 6 pentru cetățenii Bucureștiului chiar în ziua de florii. Mai exact, este vorba despre a doua fază a parcului liniei, care va adăuga 2,5 hectare de spațiu verde capitalei. Marina Filimon se află acolo și ne aduce detalii. Bun găsit, Marina! Dan, bine te-am regăsit din nou. Într-adevăr, vorbim de parcul liniei din cartier militar, care se va mări peste câteva zile, potrivit primarului din sector 6, Ciprian Ciucu. Este practic vorba de a doua fază a locului de agrement. Primarul a precizat că se deschide maxim o săptămână, pentru că mai sunt mici resurse de făcut. Vorbim despre un parc ce se întinde pe 2,5 hectare. Amintim că anul trecut, în iunie, a fost deschisă și prima fază a parcului, mai exact în 10 iunie, iar potrivit primarului, din vara anului 2024, vor începe lucrările la faza 3, care este și cea mai vastă, de altfel, ce se va întinde pe 80 de metri pătrați. În același timp, după cum puteți vedea, este vreme frumoasă, bucureștenii sunt foarte bucuroși de noul parc care le surâde la propriu. Au ieșit cu animalele de companie, au ieșit copiii, deoarece în acest parc se găsesc zone de agrement, zone pentru copiii mici, dar și pentru cei mari, dar nu mai vorbim de părinți deopotrivă. Totodată sunt foarte multe terenuri de basket, de fotbal pentru toți doritorii și pasionați. Am văzut și mai multe parcuri de joacă, am văzut hamacuri. De asemenea, parcul se va întinde pe câțiva kilometri, potrivit primarului, deoarece cetățenii din sector 6 merită o zonă verde, o zonă inovatoare, iar sectorul 6 ar trebui să prospere potrivit acestuia. Marina Filimon, îți mulțumim! După străzile surpate din Slănic, județul Prahova și Cluj-Napoca, o stradă s-a surpat și în sectorul 5 al capitalei. Nu se știe exact din ce cauză s-a petrecut incidentul, însă încercăm să aflăm despre ce ar putea fi vorba alături de Ștefan Nedveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bun găsit, Ștefan! Bună dimineața! Am primit aceste imagini acum o oră de la locatarii din zonă. Vorbim despre sectorul 5, strada Telița, o stradă la nici 2 km de Piața Unirii, aproximativ plus minus. Locatarii au spus că această surpare a avut loc în urmă cu 3-4 zile și vorbim de o lucrare de canalizare, schimbarea conductei de apă, dar acel șanț care, pe care l-au săpat constructorul, pe care, care a fost săpat, din păcate, odată cu surparea, strada, calea de rulare s-a deteriorat în proporție de 70-80%.
Locatarii ne-au transmis fotografii și imagini. Vorbim despre câțiva de strada Telița numărul 1-5. În prezent, zona respectivă este izolată. Sunt anumite garduri din plastic, garduri portocalii. Este un excavator acolo în prezent. Am înțeles că acum două zile a venit o echipă nouă care a spus că a fost angajată să remedieze lucrarea. Vecinii, în primă fază, oamenii din zonă, vecinii locatarii au întrebat echipa aceea dacă cumva, odată surparea atât de mare, dacă nu cumva în zona aceea se construiește o stație de metrou. Pentru că știm bine că urmează în zona sectorului 5 să se construiască o stație de metrou. Și dânsii au întrebat, domne, au început lucrările, ați ajuns în această zonă și aici pe Telița va urmea o stație? Evident că s-au supărat muncitorii, au crezut că oamenii din zona au făcut vreo glumă cu dânsii, dar este interesant cum de primăria sector 5 nu ia nicio măsură, primăria capitalei la fel nu ia nicio măsură, în contextul în care, dacă aveți imaginile și le-ați publicat, sunt mai multe persoane afectate, în sensul în care acolo vorbim de o stradă cu blocuri și automat ar fi trebuit în mod normal să se intervină de urgență după o astfel de surpare. Cu siguranță nu pare un fenomen natural, nu este vorba despre un fenomen natural așa cum ar fi vorba în Cluj-Napoca și desigur și la Slănic, Ștefan. Aici par a fi, oricum, poate să fie ceva legat de și de ploile care au fost, nu știu, recent. Ploile știm foarte bine că a plouat foarte mult. Zile din ultimele săptămâni. Eu vreau să merg personal acolo să văd despre ce este vorba înainte de a ajunge la studio, pentru că aș vrea astăzi de la ora 17 chiar să întreb oamenii și aș vrea de la ora 17 să întrebăm ce se întâmplă, pentru a nu lua amploare această surpare, pentru a nu se extinde în primul rând, pentru ca cei de la Panova sau primăria sector 5 sau primăria capitalei să intervină în timp util, domnilor. Nu să asistăm, să trecem pe acolo, să vedem despre ce este vorba și să lăsăm undeva după Paște eventual să intervină o echipă. Nu este exclus nici acest scenariu. Știm cum se mișcă lucrurile în România. Și cu siguranță autoritățile ar trebui să mai vadă și alte zone, așa cum spuneam și mai devreme, după ploile destul de lungi și cantitățile mari de apă, de fapt, care au fost recent, s-ar putea să existe aceste zone vulnerabile în care solul poate că s-a sensibilizat, să spunem așa, Ștefan. Primăria Capitalei, Apanova, primăriile de sector ar trebui să inspecteze fiecare cale de rulare, fiecare drum, șosea, stradă din capitală și să verifice, să vadă unde există tasări, unde există astfel de probleme. Da. Mulțumim foarte mult, Ștefan, pentru informații. Mergem mai departe. Și vedem că pericolul se menține la Slănic Prahova, unde o stradă din centrul orașului a fost înghițită de un crater imens, iar mai multe blocuri au fost evacuate. Ultimele măsurători arată că fisura nu s-a mai extins în ultimele ore. După ce în urmă cu câteva zile o porțiune din stradă s-a surpat, formând un crater de 2 metri, vineri nivelul terenului a continuat să scadă cu o diferență de încă 20 de centimetri. Specialiștii de la Institutul Național de Fizică a Pământului, dar și de la Institutul de Geologie, au fost aduși la Slănic în această dimineață pentru noi măsurători și pentru evaluarea situației. Peste 40 de locuitori din blocurile din apropierea zonei afectate au fost evacuați, iar evacuarea lor continuă. Autoritățile au anunțat că monitorizarea și măsurătorile vor continua, în timp ce IGSU, Poliția Română și Jandarmeria Română rămân mobilizate pentru gestionarea situației. Oficialii Prefecturii Prahova au comunicat că nu există diferențe semnificative în ceea ce privește tasarea terenului față de măsurătorile precedente, însă problema este monitorizată îndeaproape la nivel central. În zona
zonă au fost duse și drone ale Institutului de Fizică a Pământului, precum și 3 stații seismice, care vor fi utile pentru caracterizarea condițiilor locale de sol. 42 de locuitori evacuați sunt cazați în prezent fie la rude, fie la diferite pensiuni din apropiere, în baza unui protocol încheiat între autoritățile locale și unitățile respective de cazare. Prefectul județului Prahova, Emil Drăgănescu, a declarat că deocamdată nu se cunoaște cauza surpării străzii, însă specialiștii chemați la fața locului vor încerca să ofere răspunsuri în legătură cu dinamica terenului în zilele următoare. Surparea a determinat evacuarea a 10 de persoane din blocurile adiacente și a impus închiderea circulației în zona afectată. Această măsură drastică vine în contextul în care sub asfaltul străzii s-a descoperit o cavernă, orașul fiind construit deasupra unei vechi mine de sare. Cu saj de nisip. Așa încearcă autoritățile din Cluj-Napoca să oprească o masivă alunecare de teren, timp în care un cartier întreg de blocuri este amenințat de surpare. Localnicii se plâng că autoritățile nu intervin cum trebuie și preferă să plece de acasă, întrucât le este teamă că pământul va veni peste ei. Zeci de saci cu nisip au fost puși pe o stradă de la marginea orașului Cluj-Napoca, după ce în locul respectiv s-au surpat aproximativ 20 de metri din drum. În urma surpării, primăria Cluj-Napoca a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Acesta a decis amplasarea de saci de nisip ca măsură de protecție a zonei în caz de ploaie. Sacii ar avea rolul de a opri viitoarele infiltrații de apă. Potrivit localnicilor, problema reală ar fi însă infrastructura. Se știe foarte clar ce a fost aici, că nu s-a făcut infrastructura bună, nu s-au băgat materiale cum trebuie destul, nu s-au curit golul de scurgere ca să le canalizeze, să le bagă în canalizare. Că dacă plouă aici, aici și vine apa aici, ce fac sacii cu nisip? Ce să facă sacii? Ploaia vine aici pe ruptură, moaie materialul rupt și se duce la vale mai rău. Aici trebuie să pună două prelate mari, de la mari, le leagă împreună, da. Căleați din folie groasă. Și de aici, de la marginea bordurii, puse una lângă alta, jos două, ca să nu intre apa aici, când vin ploile. Unii localnici au plecat deja de acasă, întrucât nu se mai simt în siguranță, iar cei rămași se arată sceptici cu privire la eficiența amplasării de saci cu nisip. Tu și Tulcea, noul brand al orașului, a fost lansat în cadrul festivalului Scrumbii de Flori, care se desfășoară în satul Pescăresc. Lansarea s-a petrecut în contextul sărbătorii de flori. Dar despre simbolistica acestui brand ne spune mai multe domnul Mugur Pătrașcu, specialist în comunicare. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața dumneavoastră! Mulțumim și noi pentru invitație și pentru interes. Ce va aduce pentru Tulcea acest nou brand? Acest nou brand introduce un mesaj foarte clar pentru toți ceilalți. Pentru toți ceilalți care până acum cred că vedeau Tulcea ca un debarcader către Delta Zării, dar care și Tulcea acum vine să schimbe acest lucru. Pentru că, mă rog, Tulcea în general trece printr-o mare transformare în acești ani și această transformare vine cu o viziune. Și partea acestei viziuni este că Tulcea trebuie să devină un oraș turistic, să se întoarcă puțin la locurile de la care a plecat și să fie un loc care să știe, să se poarte cu vizitatorii lui, să adune cumva toate energiile individuale ale tuturor operatorilor de turism din Tulcea, din oraș și să creeze o propunere coerentă către toți ceilalți. Și evident, acest lucru se face printr-un instrument care se numește Organizația de Management al Destinației Municipiului Tulcea, conduse de Alex Filip și Ștefan Ilie. E instrument care are nevoie de acest brand pentru a comunica orașul, oferta orașului Tulcea. Care ar fi principalele aturi ale orașului Tulcea, dacă tot vorbim? Tulcea, nu știu dacă ați fost în Tulcea, dacă ați petrecut ceva timp aici, Tulcea are o poziție unică. Toată lumea a auzit, practic, de orașul Tulcea în legătură cu Delta. Însă esențele Deltei se regăsesc și în oraș. Adică avem un oraș care este esențial legat de natură. Natura specifică din Tulcea este unică și în Europa și, mă rog, în lume. Iar acest lucru se vede în absolut orice. Se vede în tot ce înseamnă gastronomie, se vede în
tihna cumva pe care o propune acest oraș celor care vin aici. Și practic, a petrece puțin timp în Tulcea înseamnă a te deconecta, a scăpa puțin de tot ce înseamnă foiala asta zilnică în orașele mari și a intra în altă relație cu natura, intra cumva în altă zonă care te apropie ușor-ușor de tine, de cine ești, de esențele tale. Așadar, turiștii ar trebui să ia în calcul, în considerare, când mers pe Delta Dunării, să facă un papas și în Tulcea. Poate nu neapărat la plecarea spre Delta, poate la întoarcere, sau depinde fiecare cum își aranjează. Exact, exact. Asta este dorința noastră. Dorința de a cumva de a te opri și oprirea asta evident că este în legătură cu orașul, dar este în legătură și cu împrejurimile, pentru că din Tulcea se poate pleca în excursii de câteva ore sau mai lungi, tot în legătură cu natura, dar și mai mult poate și în legătură cu istoria, poate și în legătură cu cultura, multiculturalitatea locurilor, poate în legătură cu familiile și tot ce înseamnă oferta asta de conectare cu natura din perspectivă de familii și, evident, cu siguranță vor fi lucruri de făcut și de experimentat aici dacă aleg oamenii să petreacă timp în Tulcea. Înțelegem că tot pachetul care a inclus identitate vizuală, manual de comunicare, strategie de marketing și altele a costat undeva la 15.000 de euro, dacă stăm să ne gândim, o sumă nu foarte mare. Nu, pachetul a fost mai ieftin. Acești 15.000 au inclus și niște materiale și niște zone de comunicare extinse. Deci pachetul esențial este mai ieftin. Chiar mai ieftin de atât. Vă mulțumim foarte mult pentru precizări și mult succes în continuare. A fost haos la vânătoarea de ouă de pe aerodromul din Bacău, unde a avut loc și un show aviatic. Evenimentul a luat brusc o turnură neașteptată și chiar a fost nevoie de intervenția echipajelor de jandarmi și polițiști. În doar câteva minute s-a pornit un scandal uriaș după ce copiii nu au mai avut ce să vâneze din cauza faptului că, la un moment dat, piloții s-au oprit din aruncatul ouălor din avion. Părinții și copiii efectiv s-au împins când aeronava a aterizat pentru a lua mai multe ouă. În momentul în care cei mici s-au apropiat extrem de mult de elicele aparatului de zbor, care încă se învârteau, a intervenit și forțele de ordine pentru a îndepărta de pericol. FCSB este noua campioană a României. Echipa a devenit matematic noua campioană după victoria obținută pe teren propriu în fața Farului Constanța cu scorul de 2-1. FCSB câștigase titlul ultima oară în 2015. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, FCSB are 49 de puncte, iar Farul Constanța, care este pe locul 2, 35. Astfel, formația patronată de Gigi Becali nu mai poate fi ajunsă, chiar dacă va pierde următoarele trei meciuri din play-off. După meci, suporterii echipei FCSB au invadat terenul pentru a sărbători titlul alături de jucători, dar după câteva minute, forțele de ordine au intervenit și au împiedicat orice încercare a celorlalți fani de a pătrunde pe gazon. După bucuria manifestată pe Arena Națională, petrecerea de titlu a continuat. Cum au sărbătorit jucătorii de la FCSB, alături de suporteri, vedem în materialul următor. Aur pentru România la campionatele europene de canotaj de la Szeged. Medaliile mult așteptate au fost aduse de Janina van Groningen și Ionela Cosmiciuc în proba feminină de dublu vâsle, categoria ușoară. Pe lângă cele două medalii aduse de fetele noastre, România a mai obținut și medalia de argint prin echipajul de patru rame feminin compus din Mădălina Bereș, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Amalia Bereș. Totodată, în cadrul aceluiași campionat, echipajul de 8+1 masculin al României a cucerit medalia de bronz. La categoria 4 vâsle feminin, țara noastră a ocupat locul 6. În finala probei de 4 vâsle masculin, sportivii noștri s-au clasat pe locul 5. Anul trecut, în Slovenia, echipele noastre de canotaj au câștigat 6 medalii, dintre care 5 de aur și una de argint. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat, stați aici.
Un nou caz, George Floyd în Statele Unite ale Americii, un afroamerican în vârstă de 53 de ani, ieșit recent de la închisoare și suspectat de implicarea într-un accident rutier, a murit în timpul arestării într-un bar din statul Ohio. Cazul amintește de unul asemănător din 2020, când un alt afroamerican a murit sub genunchiul unui polițist alb, o dramă care a marcat profund atunci America. Calm down! Calm down! În imaginele care aparțin poliției din Ohio, filmate de o cameră corporală a unui agent și care circulă pe rețelele de socializare, se aude cum bărbatul spune de mai multe ori că nu poate respira în timp ce este ținut la podea, încătușat, iar unul dintre polițiști ține genunchiul pe spatele său. Bărbatul, pe nume Frank Tyson, a murit în câteva minute după ce a rămas nemișcat cu fața la podea, în timp ce polițiștii vorbeau cu clienții din bar. Agenții au intervenit în urma unui accident în care o mașină a intrat într-un stâlp electric, iar un trecător le-a semnalat că șoferul vehiculului s-a refugiat într-un bar din imediata apropiere. După ce au intrat în bar, polițiștii l-au imobilizat cu forța pe Frank Tyson, care s-a opus arestării după ce a aruncat cu un scaun spre polițiști și a ridicat tonul. Polițiștii l-au prins, l-au pus la pământ și l-au ținut la sol, iar în timp ce unul dintre agenți îl încătușa, un altul și-a ținut genunchiul pe partea de sus a spatelui bărbatului, aproape de gât. Timp de 6 minute, Frank Tyson a rămas nemișcat pe podea. Un polițist s-a adresat apoi bărbatului și l-a întrebat dacă s-a calmat, la care agentul nu a primit niciun răspuns. Înregistrarea a surprins apoi un polițist care a verificat dacă mai respiră și i-a luat pulsul. Agenții i-au scos apoi cătușele și au început să-i facă masaj cardiac. La fața locului a sosit la scurt timp un echipaj de ambulanță care l-a scos pe Frank Tyson din bar pe o targă și l-a transportat în vehicul. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a fost declarat mort la spital la aproape o oră după arestare. Polițiștii care au efectuat reținerea sunt în concediu administrativ, în timp ce a fost deschisă o anchetă, iar biroul de anchete criminale din Ohio anchetează incidentul. Frank Tyson fusese eliberat din închisoare pe 6 aprilie, după ce a ispășit 24 de ani de închisoare într-un dosar de răpire și furt. Bărbatul nu se prezentase recent la agentul său de eliberare condiționată. Aceste fapte au loc la 4 ani de la moartea lui George Floyd, un afro-american mort în timpul arestării, după ce Derek Chauvin, un polițist din Minneapolis, și-a ținut genunchiul pe gâtul său timp de 2 minute. Fostul polițist a fost condamnat la 22 de ani și jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de omor. Cu aceste informații punem punct acum ediției acestei ore. Urmează emisiunea Hai cu noi. Știrile se întorc la ora 12 odată cu jurnalul Amiezii. Când vă aștept, rămâneți pe B1 TV.